Salut! Alex din nou, tot singur, Bogdan tot bolnăvior, dar astăzi vă prezint un Ford Kuga 2014 1.6 EcoBoost, varianta de 150 de cai. Haideți să-l vedem! Noi la AutoJazzed credem că fiecare mașină are nevoie de atenție în mod deosebit și fiecare client trebuie tratat cu respectul cuvenit. De aceea, deși am mai făcut încă un Kuga, destul de recent, testarea a fost postată, aici vorbim de o altă mașină. Nu o să ne apucăm să facem o chestiune în detaliu cum a fost la cealaltă, dar asta nu înseamnă că nu o vom analiza și pe aceasta, în limita disponibilității de timp și de spațiu, să zic așa, cu ghilimele de rigoare. Aici avem un Kuga 1.6 EcoBoost, 150 de cai putere, adică e o benzină cu turbină pe ea. E o echipare trend, dar cu îmbunătățiri față de prețul de bază. Dați-mi voi un pic să oprește gătorul de spate, că cred că a luat-o puțin rara. Supărat pe ceva și nu știu pe ce. Pur și simplu era ca Speedy Gonzales acolo în spatele mașinii. Bun, avem o Kuga neagră. Este varianta cu facelift, culoare neagră, după cum bine vedeți, cutie manuală, tracțiune față. Haideți să dăm un tur așa de jur împrejur, pentru că fiind vorba de o mașină asemănătoare, nu are rost să mă apuc să vă spun că are aici fante care le-ați văzut deja la cealaltă și jante de alea și așa mai departe. În schimb, puteți să vedeți starea ei generală, mașina este în regulă, arată bine, nu are defecte decât cele de uzură normale, să zic așa. Mașina practic are 99.000 de kilometri. Dacă aici nu se așează ceva. Da, o să rezolvăm noi după. Vreau mai mult să vă prezint mașina ca și stare și nu neapărat mașina ca și model. Despre model vom vorbi puțin după ce mă urc la volan. După cum vedeți, e întreagă la locul ei. Roată de rezervă, cric, extintor, trusă, triunghi și așa mai departe. Haion acționat electric, funcțional. Două guri de eșapament. Hai să vedem și pe partea asta. Gabi, după cum vezi, sau după cum vede obiectivul, mașina e în regulă, nu e lovită, nu e julită, trântită și așa mai departe. Avem anvelope de iarnă, sunt anvelope continental, nu sunt noi, dar sezonul acesta o să vă ducă la destinație. Uite, astea pe față sunt mai ok decât cele de pe spate. Și o să ne mutăm la interior, unde la interior o să discutăm mai mult și o să și testăm mașina în mers. Suntem la interior, m-am dezbrăcat, că la interior e cald, în Kuga avem și căldură. Și pornim la drum. Ia să vedem noi dacă avem și prioritate. Între timp vom reseta. Mașina în bord acum afișează un consum mediu de 8. Probabil că e pe o distanță mai mare făcut acest consum. Și motorul de 1.5 EcoBoost face parte din generația motoarelor care au făcut mare vâlvă atunci când au fost lansate, atât acesta cât și cel de 1 litru și cel de 2 litri. Sunt niște motoare care furnizează o putere foarte mare pentru capacitatea lor cilindrică, dar în același timp sunt și foarte fiabile. Motoarele până acum nu prea au creat bătăi de cap. Pot spune că ar fi chiar surprinzătoare, să zic așa. O să auziți un zgomot jenant, dar cred că e vorba de acel haion care nu era așezat în spate. Știți când a ridicat portbagajul, că partea de jos, da, îl auziți. Îmi pare rău, dar n-am să mă opresc acum ca să-l pun la locul lui. Îl las ca atare, ce-o fi, o fi, ca să mă exprim plastic. Ăsta merge, să avem și sunet, nu de alta. Soarele ne bate în geam. Așa. Mașina este în variantă de tracțiune față și cutie manuală cu 6 rapoarte. Prețul acestei mașini de noi a fost de aproximativ
23.000 de euro, cam pe acolo, la care mai adăugăm anumite opțiuni. Cum ar fi? Aici avem un sistem audio Sony, care este sistemul audio de top de la Ford. Avem o climă pe două zone, avem parbriz cu degivrare electrică, avem senzor de parcare și cu sistem de parcare automată, avem haion electric, volan multifuncțional, pilot automat și limitator, senzor de parcare, senzor de ploaie, senzor de lumini, senzor presiune în pneuri, keyless go, keyless entry. Practic discutăm de o mașină care este bine echipată și îți oferă cam tot confortul de care ai nevoie. Tapiserie, piele, am uitat să spun de piele, e piele plus textil. Bun, notabil despre Kuga, și nu cred că am discutat la cealaltă Kuga ce am testat-o, e că modelul, când a fost lansat de cei de la Ford, a intrat oarecum timid în piață, ca și cum parcă era rușine să iasă la lumină, dar sincer să fiu, varianta anterioară față de aceasta cu facelift era și un pic mai micuță, dar era și cam urâțică, era, nu știu, era ca o gâscă între lebe, de ce mai. Lucru care s-a schimbat total odată cu lansarea acestui model. Știu că teoretic eu asta trebuia să vă spun afară, dar nu doar Bogdan e răcit, și eu sunt un pic răcit. Afară bate vântul de rupe și n-ar fi fost chiar frumos să stau cu gulga în cap și să vă prezint mașina. Când s-a lansat, așteptările nu erau enorme, dar în momentul acesta este al treilea cel mai bine vândut model din gama Ford. Haideți că am rezolvat o mică problemă tehnică. Numerele nu erau la locul lor. În sertar. Nu erau în sertar la locul lor. Așa. Bun. Ce spuneam mai devreme? Fordul Kuga, în momentul în care a fost lansat, cei de la Ford n-au avut așteptări foarte mari, sau lumea în general n-a avut așteptări foarte mari de la mașină. Dar între timp a devenit ca vânzări numărul 3 din tot portofoliul grupului, fiind depășit doar de Fiesta și de Focus. Și se pare că trendul este tot ascendent. Anul trecut s-au înregistrat vânzări cu 16% mai mari decât anul precedent. Deci mașina merge pe val, să zic așa. Gama de motoare, care e destul de bogată. Avem 2 litri diesel pe o plajă de puteri consistentă. Avem EcoBoost, la fel, pornește de la 120 de cai, dar urcă și chiar poate să treacă de 200 de cai. 120 până la 200 și, da, exact. Plus un design care e mult mai plăcut față de ce era înainte, o face să fie o mașină dorită. Dacă discutăm strict de modelul acesta, care nou are un preț de pornire de la 23.000, cu toate echipările mai sar câteva mii de euro din buzunar, e un gen de mașină bine proporționat. Nu avem dotări inutile pe care să dăm bani, gen, nu știu, jante exagerat de mari, care efectiv ca și utilitate nu e un lucru, nu reprezintă un lucru important, dar avem dotări care sunt oarecum cheie din perspectiva mea. Avem climă pe două zone, avem un parbriz cu degivrare electric care o să mă credeți, poate nu o să mă credeți, dar când va veni prima iarnă o să îl iubiți. Apăsați butonul și în 20 de secunde parbrizul vă este curat, fie că a înghețat, fie că e doar aburit puternic, își face toți banii. Așa. Pățesc același lucru, îmi găsesc un pic greu cuvintele pentru că mă așteptam. M-am învățat ca Bogdan să preia anumite lucruri și să mi le povestească. Singur e mai trist, așa, mai plictisitor, să zic.
Păcat că nu puteți voi să mă animați, să ieșiți de acolo din ecran și să din obiectiv să-mi spuneți, să-mi spuneți ceva. Ca și ținută de drum. Ținuta de drum este identică cu acelui 4x4 care l-am testat diesel. Nu pot spune că sesizez o diferență cum ar fi de exemplu la Duster, unde la Duster sunt diferite, la ținută de drum lucrurile diferă. Aici mașina este similară. Uite, rulăm acum în treapta a 6-a. Avem 90 de km la oră și aproximativ 1800-1900 de turații. Ceea ce înseamnă că producătorul a făcut o cutie lung etajată, pentru că la viteze mari motorul să ne stea la o turație mică, lucru ce îl face și să consume puțin și să polueze puțin. Cum ați văzut în ultimul timp, trendul cel mai mult e către poluare cât mai puțină, cât mai eco, cât mai bio și pe bună dreptate, că ne-am cam făcut de cap în ultimii 10 de ani, nu doar în ultimii ani. Acum vom întoarce. Avem aici un scoar frumos și iluminat tot eco. Vedeți că sunt panouri fotovoltaice pe stâlpi. De fapt, nu știu dacă o să vedeți de pe filmare. Până acum, până în acest moment, avem înregistrat un consum de 6,5. Nu cred că este cel final, pentru că vreau să și încălzesc puțin motorul ăsta. N-am apucat niciodată să merg cu acest EcoBoost. Am mai avut EcoBoost de 1 litru și am mai avut EcoBoost de 2 litri. Pe acesta nu l-am testat, dar hai să-l vedem. Uite, cu a doua. Oh! Și ce urcă! Urcă foarte bine. Motorul dezvoltă 270 de Nm, ceea ce pentru un motor de o cilindrie atât de mică e foarte bine. Puterea este furnizată uniform, se simte că intre turbina, dar nu simți acel șut care să te dea pe spate inițial și pe urmă să se moaie. Nu, el trage cursiv până la capăt. Eu acum am dus cu ea până la 6000 de ture. Foarte interesant, foarte plăcut. Mă așteptam să am la fel ca la dieseluri. Te dă pe spate și prima dată se moaie, dar nu, a fost ok. Așa. Ca și opțiuni v-am spus despre ce este vorba, ca și preț. Cumpărați mașina aceasta de la noi la un preț de 15.000 de euro TVA inclus și deductibil. Beneficiați de garanție un an de zile în limita 30.000 de kilometri. Dacă nu vă permiteți să o cumpărați cash, puteți să o luați și în rate. Ca persoană fizică ar trebui să aveți un venit de aproximativ vreo 3.000 de lei pe lună, dacă nu măcar două venituri cumulate care să însumeze cel puțin un 3.000 de lei pe lună. Asta ca să o luați cu avans zero. Dacă de exemplu aveți un salariu minim pe economie, să spunem, la un salariu minim pe economie plus bonuri de masă, vi se finanțează circa 7.000 de euro. De la 7.000 de euro până la valoarea mașinii care vă alegeți, atunci acea sumă ar trebui să constituie avansul. Ca și societate, avansul pornește de la 15%. Dacă este societate nou înființată, avansul pornește de la 30%, la fel și pentru firmele de taximetrie. Dacă vreți să luați mașina pentru taxi, avansul va fi de 30%. Uite, cam fac o scurtă pauză. Acum am avut și un mers cursiv, am avut și o repriză puternică. Valoarea afișată în bord este de 7%. 7% pentru o mașină de 1,6 tone pe benzină cu turbo, eu cred că este ok, chiar 6,9, se pare că e în trend descendent, că repriza de mai devreme i-a dat planurile peste cap, dar acum aș revine. Trebuie să pun și farurile, poate mă jură lumea. Așa. Uite cât de puternic e cuplul, că mi-a căzut aparatul. Da. Bravo Ford. Chiar plăcut. Hai să-i dăm domnului prioritate, că e plin de fier.
Asta înseamnă că mănâncă multe vitamine, nu? Ești plin de fier. Da. Așa. Nu am sesizat defecte. Nu am sesizat hiben condus în mers în funcționalitate. Căldură bagă, scaunul se încălzește, că vă trebuie acum. Parbrizul și ele cu degivrare funcționează. Nu pot să vă spun altceva decât că vă aștept să o și vizionați la noi, să o testați. Și dacă vă place, cine știe, poate asta va fi cadou de Crăciun. V-am salutat. Pa, pa!